turneul Futures destinat fetelor de la complexul Viva este mai interesant pe zi ce trece. În cursa pentru trofeu va mai rămâne doar o jucătoare din România, însă aceasta poate câștiga turneul. Sperăm și sperăm în continuare să vină și băieții din urmă, cu toate că la turneile de băieți n-am prea avut nimic deosebit în semifinale și în finale, din păcate. Dar la fete se pare că trecem. Rezultatele mai bune ale fetelor noastre față de acele obținute de băieți se explică prin faptul că în circuitul masculin numărul jucătorilor este mult mai mare? În primul rând e mult mai greu la băieți, din cauza că la start, la începutul anului, sunt foarte mulți băieți care intră în circuitul profesionist și mult mai puține fete, cred că numărul este la jumătate. Și atunci, normal, este mult mai ușor să urci la fete decât la băieți. La băieți este foarte, foarte greu la ora actuală. Tenisul este un sport de clasă, indiferent că este practicat de băieți sau de fete. Dacă statul român ar investi în această disciplină, rezultatele ar fi mai bune decât în prezent.